Sănătos, să fie. Domnul Oprișan este alături de noi și sper să vorbească foarte puțin despre fotbalul de aseară. Dacă tot vorbește, să ne luăm o altă echipă națională pe care să o susținem. Avem și o veste bună. În noi anul acesta de vești proaste avem și o veste bună. Care este? Domnul Michel Platini, lăudat fie numele că i-a venit ideea asta, a spus așa, băi, ca să mai califice și România, nu e bășcălie, ca să mai califice și România la un campionat european, următorul campionat european o să aibă 24 de echipe, nu 16. Și a zis așa, în Europa sunt 53 de țări. Le pui și pe ăia, ăla cu Cipilică, Feroezu, Vatican, San Marino, Malta, toți ăștia, da? Da. Vreo 10 sunt, au rămas 43. Că le scazi, frate, dacă nici pe San Marino. Au rămas 43, trebuie să califice 24. Da. Scazi una, Franța, care e țară organizatoare. 42. Mă, din 42 rămân 23 de locuri. Bă. Corect? Dă-o naibă. Deci a zis, ce să fac? Și a zis, domnule, dacă nici așa nu merge 2016, vă dau cuvântul meu de francez să-mi trească franțuzoica, de nu fac 32 de echipe în 2020. Am înțeles. Ca să vedem, 42, 32, că m-am și enervat un pic. O să fie adică ca la noi la facultate. Tu depune dosarul că sigur te înscrie. Că sigur, regla, fără plată, la, cu plată, la, adică a zis, stați liniștiți. Nu poate încă că e la bătrânul Blatter să facă treaba asta și la mondiale. A zis, bă, 32 deocamdată. A promis, facem 64 ca pe tabla de șah. Dar sunt multe țări. Sunt... Deci cine e anul ăsta? Acum, la calificare, Iranul, puternica națională a Iranului, da. Hondurasul, da. Costa Rica, da. Australia, da. Și a pierdut Iordania, bă, cu Uruguay. Am că avea șanse mare tot. Cavani ăsta a preferatul Flavii, dădu niște goluri, dă miția. Că dacă nu mergeau și... Deci, Statele Unite, bineînțeles, ăia sunt ștachetă. Păi da, pentru fotbal, că ei au hotărât, prima oară când am văzut și ei fotbal în 94, au hotărât să pună umărul și să-și facă echipă. Corect. Și acum au inclusiv doi tăi americani. Nu, acum n-am putut, dar în 2016 fără niciun fel de problemă. Da. Cunosc această imagine. Am înțeles că și tu ai vrut să o dai, dar să nu este vorba despre Gicuță Hagi. Rugăminte să dăm puțin sonorul mai tare. Nu e Gicuță Hagi, este Mafalda, pentru că el de pe vremea aia spune niște lucruri care s-au adeverit. 1998, Stelea, la un meci cu Paraguayul, parcă era un amical înainte de mondiale, Stelică ținea un deget, avea o fractură la un deget, țipa unii în spate și Stelică prin mânușă ținea degetul mijlociu în sus așa. Suporterii îl înjurau și venea Gicuță Hagi și la conferința de presă. Ia să auzim ce spunea 1998. Ia. 98, da? Da. Ia. Stai, oprește-l un pic pe Gică Hagi. Da, oprește Gicuță, stai așa. Să oprească... Am oprit pe Gicuță. S-a oprit regele, a venit Firică. Ia, spuneți... Oh, thank you, sir! Thank you for the coffee! I'm missing. Da. Nu mai jucați pe asta. Băi, nu poți să începi ziua de matinal fără cafea. Du-te, te-ai calificat la X-Factor India. O să duci cafelele. Eu mi-am zis că eu sunt un nimeni aici la Neața. Ce dracu, mă. 128, a venit Gicuță Hagi. Avem și meciuri cu el, dar să nu mai răscolim. Finalul... Deci a zis în 2-3 ani, s-au făcut 16. Da. A zis 2-3 ani. N-a avut neapiții nici cu cine. N-are neapiții cu cine. Adică neapiții a zis, băi, eu nu pot să-l bat pe Maxim. Nu l-a băgat pe Maxim. Acum antrenorul lui Șturgat, cum zice Ilie Dumitrescu. Antrenorul lui Șturgat, ăla ce, bă, la mine ăsta e sculă de tot Maxim, eu îl bag titular. Cât de șmecheră e Naționala României dacă ăsta n-are loc acolo. Corect. Ce jucători mai sunt acolo? La Șturgat. La Șturgat. Să mergem mai departe. Mergem mai departe. Hai să, uite, dacă se poate să vedem ce înseamnă, noi ne-am lămurit cu sportul nostru. Hai să ne uităm la sportul chinez. Chinez. Deci avem 6 băieți. Da. Rugăminte să ignorăm ce scrie în spate acolo. Stai, care sunt băieți? Reclama lor. Ăștia 6, nu sunt morți. Băieți, da. Nicio fată. Nu sunt morți. Sunt vii. Atenție mare tot. Ce înseamnă la ei sincronizare? Mă, sunt vii, repet. Asta e sincronizarea. Ia. Eu am crezut că e 1 și l-am multiplicat, dar nu sunt 6. Mamă, dacă ar merge apărarea noastră așa... Bine, ei mai au și probleme că familiile lor sunt cu glonțul pe țeavă acum, dacă a greșit unul... Dar oricum, uite cum stau băieți. O să răsucesc, așa, n-ai voie, te-ai răsucit, hop! Ia uite. Zici că e delfini? Da. Nu există, toți. Ce Daniela Silivas, ce la vine. Uite-te puțin. Băieți. Zici că-ți făcuți pe calculator. Ia uite.
Da, hai să-i oprim că e că noi rămânem cu firma aia de... Da, păi de-aia am zis să-ți reclamă. Ce rugăminte am? Durează 2 minute, da. Și am plecat după aia. Dar eu zic că toată săptămâna ne-o face frumoasă. Ia. Deci avem o discuție între un taximetrist londonez de-al vostru cu mașina și doamna, cu mașina albă și doamna de aici. Cu SUV-ul. Nu-l mai lasă să treacă. Nu mai lasă să treacă. Doamna încearcă să dă cu spatele. Hai să ne uităm puțin. Uite, o fac și mare. Merită cu siguranță. Deci dă-te, mă, că vreau să trec. Nu discutăm cum încurcă circulația. Băiatul din taxiu s-a dat jos, domnul din taxiu, cu un bulan din ăla s-o bat. Ăsta simte că e treabă care filmează. Zice, stai, mă, să mă duc să mă pun ca lumea, că e rost de treabă aici. Bun. Da, ăla mai trage un pic de taxiu ca să pună ca lumea. Dă-te, mă, zice, că vreau să trec, să dă jos. Asta-i. Hai, domnule, acum, zice, să vedem care e mai șmecher. Hai, treci dacă poți. Observați că are și un... Da? Asta. Vrea să treacă pe aici. Bă, n-ai unde... Dar un cheaș și uite, să ține... Strada între timp blocată. La ei nu claxonează nimeni, nu se dă nimeni jos. Dă-mă cu spatele, ce că n-ai loc. Da, n-ai loc, zice ei. Dă cu spatele. Aia ar da cu spatele, dar n-are unde. Păi eu pe unde trec, zice ea. Da. Pe ăsta îi zice, treci. El nici el n-are tupeu, că zice, dacă scapă ăla, scapă doamna accelerația un pic. N-ai nici pe aici, ce că aici stau eu. Nu, nu te lasă treci. Ai încurcat circulația. Hai să vedem pe unde trece acum. A, mă, nene, lasă-mă, unchiule, ce că suntem de aceeași vârstă, am cântat cu Gică Petrescu. Dă-te, mă, de aici, zice. Nimic. Stai când dau și ochelarii jos, zice, și plouă. Dă cu spatele. Au început unii deja să claxoneze, da? Ușurel, 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 ia, mă. Bunicul prinde curaj. Unde te duci? I-a blocat pe ăștia acum. Îi lasă pe ea să treacă. Hai, mă, treceți voi. Ce aveți, mă? Treceți, hai. Ăștia aici blocați, tot un coleg de-ai. Ăștia n-aveau treabă în ziua. Asta face, da, englezii liniștiți. Hop, stai așa, zice că n-ai putut să treci. Dă-i, poc, de 2 ori. Nu-i frumos ce face. Hop, poc, ușor așa, că m-am pierdut, zice. Părere, eu sunt nevinovat, dă cu spatele, zice. Ușurel, 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 ține piciorul, ține piciorul pe frână. Hop, a mai lovit. Nu-i nimic, zice, hai că cercăm înainte. Acum că am loc pe unde să trec, că s-a dat ăla din calea mea. Hopa, ușor, ușor, zice. Da, da, ușor. Băi, opriți-o. Hai de stai, stai ușor. Dar de ce nu dăm taxiul? Stai ușor așa, bă, ce ai făcut? Da, am plecat acasă. Taxiul și a plecat. Hop, ușurel. Stai că mai prind pe unul. Mai zboară o aripă. Da, și a plecat în drumul ei. Asta o zi liniștită. Băi, legitimă apărare, treaba ei să facă ce vrea. O zi liniștită din Londra. Mulțumim tare mult, Cătălin Oprișan. Pe el găsiți la www.a1.ro, unde sigur nu se întâmplă doar astfel de incidente și accidente, ci și au inclusiv știri serioase sau lucruri spectaculoase de arătat oamenilor. Ne vedem și vineri cu maestru Oprișan.